Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat că în România deciziile importante sunt luate în culise, unde persoane necunoscute publicului fac jocul nevăzut al serviciilor secrete. Sunt oameni pe care nu i-a ales nimeni niciodată nicăieri. Și nici nu știi cum arată. Care nu au participat la niciun fel de alegeri, care stau pe în spate, pe pușarii aia care trag de ațe și care fac ei guverne și pun guverne și îl dau jos pe ăla și îl aduc pe omul lor nu știu unde. Asta e o problemă. Păi, amintiți-vă că Dragomir a fost prezent la sfârșitul săptămânii în emisiunea Pentru Cluj a lui Răzvan Dumitrescu de la NCN. Fostul ofițer s-a referit și la scandalul momentului, plângerea penală a liderului PNL Ludovic Orban împotriva premierului Dăncilă. Vor să dărâme guvernul Dăncilă. Credeți că vor reuși? Eu cred că se joacă. Deci se joacă cu șanse. Da, se joacă cu șanse, sigur. Daniel Dragomir a criticat și modul de lucru al procurorilor DICOT. DICOT lucrează foarte mult, are această meteahnă, tot de la fosta securitate, că tot la fosta securitate ne întoarcem, de a lucra în dosare secrete. Eu am trăit-o pe pielea mea. O să dezvolt la un moment dat și mă refer la dosarul Black Cube. Și anume, ai un dosar care ți este prezentat și ți este pus în față. Tu cu avocații ai acces la date, ai acces la informații, dar separat mai e un dosar. Cu un alt număr. Cu informații secrete. La care tu n-ai acces. Una dintre concluziile dezbaterii a fost aceea că România este lipsită de suveranitate atâta timp cât ceea ce se întâmplă pe scena politică nu respectă procedeul democratic.